Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre metoda figurativă. Metoda figurativă se bazează pe utilizarea desenelor sau elementelor grafice pentru rezolvarea problemelor. Reprezentarea datelor se realizează de regulă prin segmente de dreaptă care vor fi considerate părți egale dintr-un întreg. Haideți să vedem un prim exemplu. La un concurs participă 40 de elevi. Determinați numărul fetelor, știind că numărul băieților este cu 4 mai mic decât numărul lor. Haideți să notăm datele necunoscute. Vom nota cu F numărul fetelor și cu B numărul băieților. Atunci când folosim metoda figurativă, este indicat să reprezentăm mai întâi numărul mai mic. De aceea, dacă vom citi din nou enunțul problemei, observăm că numărul băieților este cu 4 mai mic decât numărul fetelor. Asta înseamnă că mai întâi vom reprezenta numărul băieților printr-un segment care reprezintă o parte. Iar mai apoi, pentru numărul fetelor, cum vom proceda? Dacă noi știm că numărul băieților este cu 4 mai mic, înseamnă că numărul fetelor va fi cu 4 mai mare. De aceea vom avea o parte plus încă 4. Și, în total, la concurs participă 40 de elevi. Ce observăm? Avem două părți egale plus încă 4. De aceea, primul pas este să aflăm cât reprezintă cele două părți egale. Așadar, haideți să scriem întrebarea cât reprezintă două părți. Și vom avea 40 minus 4. Asta înseamnă că cele două părți reprezintă 36. Mergem mai departe să aflăm cât este o singură parte, cât reprezintă o parte. Dacă cele două părți reprezintă 36, atunci înseamnă că o singură parte va fi 36 împărțit la 2 și vom obține 18. Și dacă ne uităm pe desen, observăm că o parte reprezintă chiar numărul băieților, ceea ce înseamnă că vom avea 18 băieți. Mai departe, haideți să vedem câte fete au participat la concurs, așa că vom scrie întrebarea câte fete participăm. Dacă în problemă noi avem 18 băieți și numărul fetelor este cu 4 mai mare, asta înseamnă că vom avea 18 plus 4 și obținem 22 de fete. În concluzie, la acest concurs au participat 22 de fete și 18 băieți. Haideți să mergem mai departe. Într-o bibliotecă, pe două rafturi, sunt 28 de cărți. Știind că pe primul raft sunt de 3 ori mai multe cărți decât pe al doilea, determinați câte cărți sunt pe fiecare raft. Haideți să notăm datele necunoscute. Voi nota cu A numărul cărților de pe primul raft și cu B numărul cărților. de pe al doilea raft. Așa cum am spus și mai devreme, este indicat să reprezentăm mai întâi numărul mai mic. De aceea, noi știm din anunțul problemei că pe primul raft sunt de 3 ori mai multe cărți decât pe al doilea. Așa că vom începe cu al doilea număr și vom reprezenta B-ul cu o singură parte. Iar pentru primul raft vom avea de trei ori mai mult, ceea ce înseamnă 3 părți egale. Și haideți să vedem cum procedăm. În total avem 28 de cărți. Observăm că avem doar părți egale, ceea ce înseamnă că mai întâi putem să aflăm câte părți avem în total. De aceea, dacă B reprezintă o singură parte și A reprezintă 3 părți, înseamnă că în total vom avea 4 părți. Iar dacă cele patru părți reprezintă 28, putem să aflăm cât reprezintă o parte. Haideți să scriem întrebarea. Cât reprezintă o parte? Și vom avea 28 împărțit la 4 și obținem 7. Și care dintre cele două numere era o singură parte? Bineînțeles, B-ul. Ceea ce înseamnă că pe al doilea raft avem 7 cărți. Haideți să aflăm câte cărți sunt pe primul raft. Scriem întrebarea: câte cărți sunt pe primul raft? Și vom avea 7 ori 3, pentru că A este format din 3 părți, iar o singură parte reprezintă 7 și obținem 21 de cărți. În concluzie, pe primul raft sunt 21 de cărți, iar pe al doilea raft sunt 7. Haideți să mai vedem un exemplu. Vârsta tatălui este cu 3 ani mai mare decât dublul vârstei fiului său, știind că Tatăl și fiul au împreună 78 de ani, determinați vârsta fiecăruia. Haideți să notăm datele necunoscute. Vom nota cu T vârsta tatălui și cu F vârsta fiului. Este clar că vârsta fiului este mai mică, de aceea F va reprezenta o singură parte. Și acum, haideți să vedem cum vom proceda pentru vârsta tatălui. Noi știm din anunțul problemei că vârsta tatălui este cu 3 ani mai mare decât dublul vârstei fiului său. Asta înseamnă că mai întâi vom avea dublul vârstei fiului, ceea ce înseamnă două părți egale, și trebuie să mai adăugăm încă 3 ani, pentru că vârsta tatălui este cu 3 ani mai mare decât dublul vârstei fiului. Și în total, împreună, au 78 de ani. Ce observăm este faptul că nu avem doar părți egale și atunci haideți să aflăm prima dată cât reprezintă doar părțile egale, cât reprezintă cele 3 părți egale. Și cum procedăm? Vom avea 78 minus 3 și obținem 75. Haideți să aflăm acum cât reprezintă o singură parte. Dacă cele trei părți reprezintă 75, vom avea 75 împărțit la 3 și obținem 25. Asta înseamnă că vârsta fiului este de 25 de ani. Haideți să aflăm și vârsta tatălui. Să scriem întrebarea: cât este vârsta? tatălui. Noi știm că vârsta tatălui este cu 3 ani mai mare decât, v decât dublul vârstei fiului, ceea ce înseamnă că vom avea dublul vârstei fiului, adică 25 ori 2 plus 3. Și vom obține, stați să scriu de la capăt, 25 2 este 50, iar 50 plus 3 este 53. În concluzie, vârsta fiului este de 25 de ani, iar vârsta tatălui este de 53 de ani. Haideți să mergem mai departe. Știați că munții Carpați reprezintă al doilea cel mai lung lanț muntos din Europa? Acești munți se întind pe parcursul a 8 țări. Datorită climatului temperat continental, pădurile de conifere sunt predominante. Poți încerca și tu să aplici ce am învățat astăzi. Într-o pădure de conifere sunt în total 380 de brazi, pini și molizi. Numărul pinilor este cu 20 mai mare decât dublul numărului brazilor și cu 30 mai mic decât numărul molizilor. Determinați câți copaci de fiecare fel sunt. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.